Într-un cadru festiv, joi 7 noiembrie 2024, Colegiul Tehnic Danubiana din Roman a marcat trecerea a 50 de ani de la înființare. Gazdele au pregătit cu ajutorul elevilor pricepuți bucate alese și momente artistice. În cadrul evenimentului a fost dezvelită o placă aniversară. E o aniversare deosebită, specială. Astăzi, zilele acestea, se împlinesc 50 de ani de când a luat ființă Liceul de Industrie Alimentară Roman. Și ne-am gândit să dedicăm aceste zile, mai ales că este și școala altfel în această perioadă, la noi, în unitate, să dedicăm aceste zile acestei aniversări de semicentenar. Ce activități ați pregătit? Ca activități, ieri a avut loc sfințirea cabinetului de religie, la care am avut invitații atât de la inspectoratul școlar, cât și de la episcopie. Astăzi continuăm cu expoziții, aniversare, cu un spectacol deosebit și câteva momente pregătite de elevii noștri de suflet, ca să spunem așa. Avem alături pensionari, profesorii pensionari, avem alături primăria municipiului Roman, care întotdeauna ne-a susținut și bineînțeles că alături de noi este și inspectoratul școlar. Împlinim 50 de ani, o jumătate de secol de muncă, dăruire și reușite, care au consolidat această instituție de educație și formare. La acest aniversar, emoția, mândria, satisfacția, bucuria și respectul pentru instituția în care ne desfășurăm activitatea se împletesc cu amintirile, dând o lumină și o culoare aparte lunii noiembrie. Și aș vrea să vă aduc aminte câteva aspecte din istoria școlii noastre. Povestea liceului nostru începe în anii 50, când a fost nevoie de muncitori specializați pentru industria locală. Fabrica de zahăr Ilie Pintilie din Roman, o prezență esențială în peisajul industrial al zonei, a organizat în incinta fabricii, în 1951, primele cursuri de calificare pentru muncitorii proprii în industria zahărului. Au fost organizate inițial 4 clase cu 101 elevi care au funcționat într-o clădire construită în 1901. În 1956 lua ființă școala profesională de ucenici pentru industria alimentară sub patronajul fabricii de zahăr cu scopul de a forma muncitori specializați pentru diverse sectoare ale industriei alimentare, într-o gamă variată de meserii, de la operatori în industria zahărului, la mecanici, electricieni, lăcătuși, care urmau să fie repartizați în unitățile industriale din țară. Un moment esențial și pe care noi îl sărbătorim astăzi este în 1974, când s-a transformat în Liceul de Industrie Alimentară Roman, devenind parte integrală a rețelei educaționale sub patronajul Ministerului Agriculturii și a Industriei Alimentare. Anul următor s-a dat în folosință actualul local al școlii, o sală de sport și o cantină. Demersurile pentru înființarea liceului au aparținut domnului director de atunci, Paul Murzec, și inginerului din fabrică Platon Vasile. Liceul avea două profiluri de bază, industria alimentară și electrotehnică, la care în timp se vor adăuga și altele. Anii 80 au fost martorii unei extinderi semnificative. Liceul industrial numărul 4, cum a fost cunoscut, a devenit un liceu central în pregătirea tinerilor specialiști din industria alimentară și a zahărului. Au fost organizate peste 30 de clase cu peste 1000 de elevi și au apărut școlile de maestri și școala profesională. Schimbările politice din 1989 s-au văzut și în plan educațional. Liceul s-a adaptat și a extins oferta cu noi specializări de la clase de post-liceală. S-au înființat clasele de matematică informatică și am atras un număr tot mai mare de elevi. La începutul anilor 2000 am parcurs o nouă treaptă importantă în istoria școlii. După 30 de ani de activitate, în 2004 am devenit Colegiul Tehnic Danubiana
Și a urmat o altă perioadă de referință din istoria școlii, anul școlar 2004-2005, în care am avut investiții majore în infrastructură, creșterea numărului de elevi și implementarea unui proiect important, ai cărui inițiatori sunt și aici în sală și ar vrea să mulțumesc doamnei profesor Gabriela Banu, care a venit cu inițiativa atunci. Proiectul Fare TV, care a permis reabilitarea și modernizarea corpului B și dotarea laboratoarelor cu echipamente moderne. În această perioadă am devenit cel mai mare grup școlar din nordul Moldovei, cu 94 de clase, 2480 de elevi, coordonați de 135 de cadre didactice. La fel, aș vrea să menționez în mod special faptul că domnul director de atunci, Vacarul Leonard, este cel care a contribuit semnificativ la extinderea școlii. În anii care au urmat, școala noastră a continuat să evolueze. Am inclus și școala Costache Negri în perioada 2011-2017. Așa cum spunea și domnul primar mai devreme, din 2005 s-a deschis calea parteneriatelor europene. Cred că suntem instituția cu cele mai multe parteneriate europene. Am avut 15 proiecte europene, Comenius, Leonardo da Vinci și Erasmus, care au oferit elevilor noștri posibilitatea de a participa la mobilități în întreaga Europa. Ca o recunoaștere a valorii educației oferite de noi, am primit de 3 ori trofeul de școală europeană în 2014, 2017, 2022 și urmează, sperăm, și anul următor. Școală Microsoft și școală eTwinning. Astăzi, Colegiul Tehnic Danu Piana este mai mult decât o instituție de învățământ. Este un simbol al comunității, al dedicației și al progresului. De-a lungul anilor am pregătit generații de elevi care au devenit profesioniști respectați în industria alimentară și nu numai, care și-au construit cariere de succes în țară și în străinătate, ducând mai departe prestigiul și renumele școlii. La mulți ani, Colegiul Tehnic Danu Piana, să continuăm acest drum, inspirând generații cu aceeași pasiune. Mulțumesc! Eu aici, la Liceul Industrial numărul 4, cum se numea înainte, ulterior Colegiul Tehnic Danu Piana, am avut momente foarte frumoase. Mi-aduc aminte de activitățile care se desfășurau aici. Mi-aduc aminte de anumite momente de relaxare care se desfășurau aici. Un colectiv foarte unit, foarte puternic. Pe o parte din cei care erau prezenți atunci îi văd și astăzi. Pe o parte nu îi văd pentru că așa se întâmplă. Mergem pe un drum cu toții și drumul e sinuos. Urcăm, coborâm, așa se întâmplă viața. Dar asta nu face să nu am în momentul de față amintiri care vin în minte foarte plăcute legate de acest colegiu. Era recunoscut la vremea aceea ca un colectiv foarte unit, un colectiv foarte strâns, inimos, implicat și în muncă, și în activități, și în partea de divertisment. Așa e firesc, așa e organic și așa e normal să se întâmple pentru ca să poți asigura și o relație interumană foarte bună care stă la baza performanței în profesie. Este doamna inspector școlar Cristina Albu, Iacob. Și către domnul inspector general, care din păcate nu a putut fi alături de noi, dar ne-au transmis toate gândurile lor. Bun. Mulțumim! Doamna director,
în șoptește. Vreți să le spuneți câteva cuvinte? Sigur că da. Este un moment de mare emoție. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Este o onoare pentru mine să fiu astăzi aici. Și deși știam de mult, mult timp că la școala aceasta se face educație de calitate, pentru că am colaborat cu prilejul diferitelor examene și concursuri, am aflat cu adevărat ce înseamnă, abia în ultimii 4 ani, prin natura funcției pe care de atunci o îndeplinesc, și am fost impresionată de complexitatea activității, de dăruirea oamenilor. Câteodată mă și mie, cum îmi pot, cât timp, câte ore are ziua unui profesor, a unui director, unui director adjunct în școala aceasta, de reușesc să fac atât de multe lucruri. Colegiul Tehnic Danubiana este o școală vie, care iată, a ajuns la maturitate, la 50 de ani, și care adună ani și oameni. Mulțumesc foarte mult conducerii școlii pentru această invitație, care nu a fost o forțare deloc, a fost o plăcere. Eu cu atât mai mult cu cât din acești 50 de ani, o parte, am fost și eu cu sufletul alături de școală, pentru că am fost mai mulți ani inspector teritorial, am organizat diferite evaluări, am organizat aici o olimpiadă națională și multe altele. Ce pot să spun așa ca moment de bilanț este faptul că o constantă este aceea că există aici un nucleu de oameni buni care au făcut posibile lucrurile frumoase care se întâmplă aici. De foarte mulți ani urez școlii dumneavoastră tăinuire și oamenilor de aici putere și curaj în continuare și, într-adevăr, să intre pe lista școlilor, lista onorantă a școlilor centenare, pentru că puși vine rând.